Umbra celui mai bătrân copac din România păzește de 900 de ani un tărâm de poveste. Stejarul din Mercheașa stătea deja de 600 de ani falnic în picioare când martor a fost, și în anii 1700, la povestea ce o veți afla aici. Era vremea principilor transilvăneni și a castelelor ce azi nu se mai construiesc. Însă legendele și istoria se împletesc firesc, precum ramurile stejarului, și ies la lumină iar și iar, pentru ca oamenii să nu uite și să creadă. Înapoi în timp, de la stejar până la castel, trăsura cu cai ar fi făcut vreo 2 ceasuri. De departe, castelul se arăta falnic, cu bastioane strașnice și șanțuri lași cu apă care îl înconjurau protectiv. Podul suspendat nu cobora lesne, ci doar pentru cei ce veneau cu gânduri de pace. Din moș strămoș, castelul parcă tot mai falnic se ridica, însă, în mod straniu, cel mai tare a strălucit nu în mâinile unui moștenitor nobiliar, ci tocmai în brațele unui copil adoptat. Budoi Peter, stăpânul castelului din acea perioadă, din păcate nu fusese binecuvântat cu copii. Averea lui vastă avea însă nevoie de un moștenitor, așa că el s-a decis să adopte un copil. Copilul ales nu a fost însă un copil oarecare, ci, printr-o misterioasă alegere, a fost chiar unul dintre fiii cancelarului Bethlen. Cum a îngăduit bogatul cancelar ca fiul său Samuel să fie adoptat, e greu de înțeles azi, însă această alegere a fost una binecuvântată. Samuel a fost copilul predestinat să înalțe castelul de la Racoș la cel mai înalt nivel posibil. Astfel au apărut casa contelui, casa de oaspeți și casa doamnei. Toate încăperile castelului erau fascinant decorate cu mobilier ales, cu ample candelabre și ghirlande de flori. Șarpele încoronat cu mărul în gură păzea, din blazonul în care se așezase, castelul lui Bethlen Samuel. Dar ceasul gloriei castelului s-a oprit în anul 1708, atunci când și inima contelui Bethlen Samuel a încetat să mai bată. Însă, cumva, acest spirit al stăpânului plecat în veșnicie mult prea devreme avea să se oglindească cel mai frumos posibil chiar în fiica sa. Bethlen Cotto avea doar 8 ani când tatăl i-a murit. Mama sa, împotriva voinței sale, i-a hotărât destinul căsătorind-o cu forța la doar 17 ani, chiar cu fratele ei vitreg și catolic. Nici urmă de iubire, nici urmă de fericire. Acceptându-și însă cu onoare rolul de soție și de mama celor 3 copii ai lor, Cotto a stat la căpătâi soțului ei, netemându-se de epidemie atunci când el a murit bolnav de ciumă. Ca un blestem, nici nu-și înmormântează bine soțul că se stinge din viața aceasta și fiul ei Samuel. Ce simte o mamă care își conduce la groapă pruncul nu poate fi decât o culme a agoniei, iar cuvintele ei scrise în acea carte ne spun așa: L-am iubit pe acest copil al meu. Dragoste mai mare ca unei mame pentru copilul ei nu poate fi închipuită. 3 ani mai târziu era din nou căsătorită, fără multe întrebări, din nou de mama ei. De data aceasta, mirele era chiar Telechi Iosef, fiul cancelarului Telechi Mihai. Deși nu avuseseră vreme să se cunoască, ori dragostea să aibă timp să se înfiripe, soarta i-a zâmbit totuși contesei noastre, căci între cei 2 soți, iubirea a venit pe negândite. Telechi Iosef era un fermier pasionat, un om care și-a respectat familia și religia
și pe care Koto l-a simțit ca fiind perechea ei în toate. Cu toate acestea, anii petrecuți cu Teleki nu i-au adus contesei noastre pacea râvnită. Foștii ei socri și cumnați, familia Holler, nu-i dădeau pace și, pe fondul religiei, cu ajutorul curții de la Viena, au reușit în cele din urmă să-i smulgă de lângă ea cei doi copii din prima căsnicie. Lângă Teleki, Dumnezeu i-a îngăduit să devină din nou mamă și să mai nască alți copii. Soarele ar fi trebuit să rămână acolo sus pe cer, unde era locul. Dar soarele a coborât brusc în adâncuri, atunci când fiul ei cel mare, Jigmond, la doar 9 ani, a plecat și el spre veșnicie. Se deschidea atunci o poartă a agoniei, cum într-un singur an i-au mai murit alți doi copii mai mici. Doborât și el de durere, tatăl lor, Teleki Iosef, s-a îmbolnăvit fără de leac și a mers și el dincolo de viață să-și însoțească copiii morți. Contesa Koto ajunsese să pășească aproape ca o umbră blestemată ce-și tot duce la groapă pruncii iubiți și soțul lângă care învățase fericirea. Ca și cum ura din jurul ei nu era destulă, până și familia actuală a lui Teleki Iosef, care până atunci o primiseră cu dragoste, acum scoseseră săbile în fața ei pentru a-i smulge proprietățile. Iar atunci când lupta dreaptă s-a terminat fără izbândă pentru ei, au ales o pângărească în lupta strâmba calomniilor. Rămasă complet singură în fața urii, sub atâta povară a tristeții, oricine s-ar fi prăbușit, dar nu și Koto. Demnă și-a ridicat iar soarele pe cer și-a ales să-și lefuiască atât de mult durerile din sufletul ei, încât le-a transformat în lumină pură. Angajează meșter și deschide o fabrică de hârtie. Învață medicina și vindecă pe cei din jur. Adună peste 500 de manuscrise vechi de secole și le tipărește în ceea ce avea să devină mai apoi cea mai vastă bibliotecă maghiară din Transilvania. Construiește școli și biserici, plătește salariile profesorilor și sprijină artiștii talentați ai vremii. Se luptă cu o forță incredibilă pentru a repara daunele provocate de dezastrele naturale, de inundații și incendii. Iar spre final, își scrie viața trăită în castelele și conacele din Mureș, Racoș, Hoghiz și Făgăraș. Cartea ei nu a văzut lumina tiparului exact așa cum o scrisese ea. Cartea vieții ei, parțial cenzurată și mutilată de familia Teleki, este publicată abia după moartea autoarei. Chiar și așa, autobiografia Katei Bethlen devine lucrare de referință și, totodată, cântecul de lebădă a literaturii baroc maghiare. Stăpâna de poveste a acestui castel pleca din lume spunându-ne: pot, mai presus de toate, să fiu un exemplu și nu prin sfatul cărnii ori prin sfatul sângelui muritor, ci prin harul divin eu pot convinge lumea toată. Acesta este un proiect marca pictural. Un proiect unic în care, prin design floral și concept atent dezvoltat, ne propunem să vă aducem în atenție edificii mai puțin cunoscute din țara noastră, dar care au în spate povești fabuloase.
De 400 de ani, castelul de la Racoș, acest castel emblemă, stă încă în picioare. Bastioanele și zidurile lui nepătrunse de sabie l-au făcut de necucerit. Fusese proiectat să stea drept în fața vrăjmașilor fățiși. Însă războaiele mondiale și comunismul i-au sluțit mișelește demnitatea seculară și au condamnat castelul la misiuni halucinante. I-au așezat între zidurile lui nobile ba miliția, ba CAP-ul, ba chiar și un depozit de cereale. Căderea comunismului aducea cu ea în 1990 timide încercări de renovare ce i-au oprit prăbușirea, iar astăzi asociația Orșoracoșert face tot ce poate pentru a-l restaura complet. Voi, cei ce ne priviți acum, puteți fi parte concretă din acest ajutor mult așteptat. Fiecare leu donat contează, fiecare vizită la castel îl duce cu un pas mai aproape de redevenirea lui. Veniți la Racoș cu familiile voastre pentru o poveste de o zi întreagă, căci aveți atât de multe de văzut. Aici, basmul este unul de plin. Este basmul castelului niciodată cucerit, basmul lacului de smarald, al coloanelor de bazalt, al vulcanului stins și basmul celui mai bătrân copac din România. Citită pe capitole, povestea vă mai spune așa. Că lacul de smarald își potolește setea din zăpezi și din ploi. Ochiul lui verde te hipnotizează fără să prinzi de veste. Este frumos precum o poveste șoptită în cer și coborâtă pe pământ pentru ca noi oamenii să înțelegem că picături din rai se pot așterne chiar în fața noastră. Lângă lacul fermecat, coloanele de bazalt stau în picioare de peste 1.500.000 de ani. Jos, lângă coloane, oamenii mici precum furnicile se opresc fascinați și simt că energia pozitivă a colosului îi vinde. Vulcanul stins, rupt parcă din planeta Marte și așezat pe Terra, chiar aici la Racoș, a mocnit fățiși cu multe mii de ani în urmă. Și tot atunci ne-a dăruit piatra Pons, din care oamenii au construit de mult castelul. Foarte aproape de toate aceste minuni, cel mai bătrân copac din România stă martor viu. Doar de departe îl poți cuprinde și numai cu privirea, căci altfel pași mulți îi înconjoară trunchiul, iar tainele frunzelor sale par să ne spună că nu avem noi pași destui pentru a putea cuprinde vreodată toate frumusețile și poveștile acestei țări. Din dragoste pentru România, designer florist Cristina Moldovan.